nimic nu-i mai frumos decât împreună să-L slăvim pe Domnul și să înălțăm numele Lui, pentru că în ultima instanță acesta este rostul nostru aici în mijlocul oamenilor. Dumnezeu și-a ales o sămânță de urmași. Și vreau să cred că noi, toți cei ce suntem aici, suntem urmașii Domnului. Și sunt foarte plăcut impresionat să văd cum Dumnezeu poartă grijă de fiecare dintre cei ce sunt în turma lui. În seara aceasta ne-am rugat pentru copii. Pentru că sunt foarte importanți copiii în lucrarea lui Dumnezeu. Săptămâna trecută cred că ne rugam pentru cei tineri. Pentru că tinerii sunt foarte importanți în lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii mari oamenii în vârstă chiar. Și ei sunt foarte importanți în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea Domnul când a încredințat apostolului Petru slujirea, i-a spus să aibă în vedere și mielușeii, și oițele, și oile din turma Domnului. În această seară, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte fiecăruia dintre dumneavoastră că Dorința Domnului este aceea de a ne vedea oameni maturi spiritual. Și pentru aceasta se predică în casa Domnului ca noi să ajungem la maturitate. Pentru aceasta se fac adunări de rugăciune, ca prin rugăciunile noastre să ajungem la maturitate. Pentru aceasta avem și frățești ca să ajungem la maturitate spirituală. Și aș vrea, dragii mei, să înțelegem în această seară că o caracteristică a oamenilor maturi spiritual este aceea că nu se lasă ușor înșelați. Discernământul este o caracteristică a omului mare. Un copil mic nu poate să discearnă orice. Dacă sunteți cu minte și vă gândiți la copiii mici, ei pot fi duși ușor cu povestea și în stânga și în dreapta. Pot fi înșelați foarte ușor. Și nu numai că sunt duși cu vorba, pot să fie duși și cu fapta dacă cineva nu veghează asupra lor. De aceea e datoria bisericii să vegheze asupra celor ce sunt mielușei, a celor ce sunt oițe și fie ca cei ce au o maturitate anume să-i ajute pe cei ce n-au ajuns la maturitate să deosebească bine voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Cu vreo două săptămâni în urmă aici, am spus ca să înțelegem toți un lucru pe care nu avem dreptul să-l uităm nicio clipă. Avem dușmani. Din punct de vedere spiritual avem dușmani. Și am spus că avem ca dușman în interiorul nostru, dușmanul intern, Firea pământească, avem dușman extern în jurul nostru, lumea, și avem un dușman din infern, pe diavolul, care conduce toată ostilitatea aceasta îndreptată împotriva noastră, a oamenilor. Dacă atunci am încercat să învățăm cine este Satan, să vedem originea lui, să vedem uh, caracterul lui, să vedem destinul lui. Astăzi, îngăduiți-mi să vă chem să ne oprim privirile spre ceea ce înseamnă lucrarea dușmanului nostru, lucrarea lui Satan. Poate că veți sta unii dintre dumneavoastră și veți zice: Dar de ce trebuie să învățăm în biserică despre asta? Tocmai ca să putem să stăm cu ochii deschiși. Și tocmai ca să avem discernământ. Pentru că de foarte multe ori uităm că ceea ce ni se întâmplă nouă e de fapt lucrarea celui rău în viața noastră. Nu Numai zilele trecute stăteam de vorbă cu cineva care a zis, frate, problema este că vin gânduri, vin gânduri. Și a trebuit să-i zic și lui, așa cum am zis și altora, da, dar astea nu sunt gândurile tale, tu nu-ți dai seama că nu sunt ale tale. Da, dar sunt aici. Ele vin ca niște săgeți arzătoare pe care le trage vrăjmașul sufletului nostru, le trage diavolul spre noi. Și bine ar fi să înțelegem că suntem chemați să discernem bine lucrarea diavolului. Și în această seară, tocmai despre lucrarea lui Satan, aș vrea să vorbim. O să facem referire la multe pasaje din scriptură, deși ar fi înțelept să punem la temelia învățăturii din această seară, a studiului nostru biblic, pasajul din Cartea Genezei de la capitolul 3, unde diavolul intervine prima dată pe scena istoriei ca să o înșele pe Eva. Să vedeți dialogul acela al diavolului, al șarpelui, cum scrie acolo, cu Eva. E bine, dragii mei, haideți să Înțelegem în această seară că un creștin matur își cunoaște dușmanul Și în același timp știe și strategiile de lucru ale dușmanului Și iată în această seară vreau să vă pun înainte câteva lucruri importante În primul rând, ținta lui Satan Care credeți că e ținta lui Satan? Unde vrea să ne lovească? Ce părere aveți? La picior să șchiopătăm? Zi Raisa. Da, și la inimă vrea să ne lovească. Bun, bun Raisa. Ei bine, ca să fiu mai specific în această seară, aș vrea să înțelegem, dragii mei, ținta diavolului în lupta cu noi este mintea noastră. Mintea. Pentru că, scriptural vorbind, ceea ce Raisa spunea, inima, în conformitate cu învățătura scripturii, inima e centrul ființei umane care cuprinde întreaga noastră ființă, rațiune, sentimente, voință, într-o anumită accepțiune. Ei bine, dragii mei, ținta lui Satan este mintea noastră. Pot să pui, te rog, pe ecran 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 3? că tot studiem Scriptura, uitați-vă ce spune aici cuvântul. Apostolul Pavel scrie bisericii din Corint aceste cuvinte și le zice, dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre, gândurile voastre, gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Observați dumneavoastră unde lovește diavolul acolo, a lovit-o pe Eva în gândul ei și apostolul Pavel zice tot așa, gândurile voastre să nu se strice cum s-a stricat altă dată gândul Evei. De ce credeți că satan atacă mintea? Dragii mei, noi oamenii suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și mintea este partea din om prin care Dumnezeu comunică cu omul. Aici comunică Dumnezeu cu omul, în mintea noastră. Acolo pune El în noi chiar și gândul veșniciei, prin creație. Ei bine, dragii mei, mintea e foarte important să fie păzită și mă rog Domnului ca după lecția noastră în această seară să învățăm să ne păzim mintea. Pentru că rolul minții nu poate fi minimalizat. Suntem credincioși penticostali și ne place nouă așa să simțim bine. nu e așa? A, să mergem de la biserică să zicem, am simțit pe Domnul. E bine să-L simțim pe Domnul, dar ascultați-mă, nu avem dreptul să minimalizăm rolul minții noastre. Uitați-vă ce zice Scriptura în Roman 12 cu versetul 2. E versetul acesta foarte cunoscut. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Frații mei, surorile mele, reînnoirea minții este posibilă numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Am așteptat aminul ăsta. Renoirea minții e posibilă numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă vreți, inima mesajului din această seară aici este. Să înțelegem importanța cuvântului care ne dă discernământ să-l putem vedea pe vrăjmașul sufletului nostru ori de câte ori Caută să se ridice împotriva noastră. Zice în Coloseni, capitolul 3, cu versetele 9 și 10, așa. Să nu vă mințiți unii pe alții. Mă opresc un pic și vă întreb: Care este scopul unei minciuni? Când cineva minte, de ce minte? Să-l facă pe cel pe care îl minte să creadă. creadă. <laughs> Tocmai asta este. Să-l facă să creadă. Ori diavolul. Am spus și data trecută, și spun și astăzi: este un mincinos, și nu numai că e mincinos, este tatăl. tatăl minciunii. Ei bine, dragii mei, scopul lui este să ne mintă, lovește cu minciuni în mintea noastră, ca să ne facă să credem lucruri neadevărate. Mă întorc la Colosen 3 cu 9. Nu vă mințiți unii pe alții. Întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui Și zice versetul 10 Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou Care se noiește spre cunoștință După chipul celui ce l-a făcut Mă întorc iarăși la cuvântul acesta Se ruga Domnul Iisus Hristos În Ioan capitolul 17 Și zice așa Sfințește-i prin adevărul tău Cuvântul tău este adevărul. Dragii mei, de ce vrea Satan să ne mintă? Dacă Satan te poate face să crezi o minciună, atunci te poate conduce liniștit spre păcat. De aceea atacă el mintea. De aceea zic încă o dată, e foarte important să ne păzim mintea. Când eram învățător la școala dominicală, Vasi pe vremuri de demult era o cântare, care o cântam cu copiii și cântarea aceea zicea așa, păzește-ți mintea că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Zilnic vin de dimineață doi, un înger și un drac, ca să-ți pună în mora minții gândurile lor din sac. Păzește-ți mintea că doar prin ea ai viață bună sau viață rea. Ei bine, dragii mei, realitatea este că vine diavolul să pună gândurile lui stricate, să ne facă să credem ceea ce vrea el. Și când credem ce vrea el, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Eva. Când l-a crezut pe șarpe, când l-a crezut pe diavolul, a acționat înspre păcat. Ce frumos zice Apostolul Pavel, și nu pot versetul acesta să nu vă chem să-l zicem toți cu voce tare. Filipeni 4 cu 8. Haideți să-l avem pe ecran și să-l zicem cu, cu voce tare. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească Amin. Dragii mei, mintea este absolut uimitoare. Nu v-ați gândit, dumneavoastră, cât de uimitoare e mintea pe care o aveți în cap? Știți că acum trăim în vremea computerilor și ne-e ușor să facem o comparație. Orice comparație șchiopătă. Orice comparație șchiopătează, nu, nu e perfectă. Dar gândiți-vă la minte ca la un computer. Știți ce înmagazinăm în mintea noastră? Ia gândiți-vă! Am înmagazinat eu, omul cu păr cărunt, am înmagazinat lucruri din copilăria mea, din frageda mea copilărie. Toate sunt acolo. Știți ce este aici? Ce am trăit, ce am simțit, ce mi s-a spus și sunt lucruri de care nu mă aduc aminte direct, dar ele sunt aici în subconștient și ele acționează. Toate sunt înmagazinate în minte. Și mintea asta mai mult decât atât. Mintea asta poate să facă incursiune în viitor. Știți asta? Ne ducem cu imaginația noastră înspre viitor și începem să gândim, voi fi așa, voi face așa, mă voi duce acolo și acolo și așa mai departe. Și acestea toate, proiecția noastră în viitor, și asta are influența asupra vieții noastre. Și de aceea, dragii mei, vreau să înțelegem că e așa de important ce este în mintea noastră. Cineva zicea așa, că noi suntem ce mâncăm și realitatea e că ce mâncăm suntem. Așa vor zice doctorul, ești ceea ce mănânci. Numai că din punct de vedere spiritual, sufletesc, dragii mei, suntem ceea ce gândim. E foarte important ceea ce gândim fiecare dintre noi. Și pentru că Satan știe puterea cea mare, care o are mintea ta, kilogramul acesta de neuron, de celule, de nu știu ce, când știe că aici este atâta putere, diavolul caută tocmai acolo să lovească, ca să te conducă spre păcat cu propria ta minte. Au fost oameni care s-au sinucis în masă pentru că au crezut o minciună a unui guru al lor. Și s-au dus și a fost o sinucidere în masă. Sute de oameni morți. De ce? Pentru că au crezut o minciună. Gândiți-vă la dumneavoastră la oamenii aceștia care se fac pe ei înșiși camicațe în sensul că uh, se duc cu avioane din astea și uh, sunt gata să moară uh, pentru scopurile lor. De ce? Pentru că ei cred o minciună, că după ce fac asta îi așteaptă raiul cu nu știu câte fecioare și cu nu mai știu ce o spețe. Vă dați seama cât de periculoasă este o minciună a satanei. Tocmai de aceea Hristos vrea să-și protejeze biserica. Și vrea Hristos să spună Bisericii sale: aveți grijă, pentru că lucrarea Satanei are ca scop, ca țintă, mintea omului. Și știți cum lucrează el? Te face diavolul să crezi că tu te-ai gândit așa. E gândul tău. Așa, așa te-ai gândit tu și câteodată îți mai dă și satisfacția asta să zică: bă, da bine te-ai gândit. atât de mult contează ce gândim. Există mai nou medicina holistă, se vorbește mult despre asta, care spune așa de mult contează ce gândești pentru propria ta sănătate. Eu am citit încă, când în, eram aproape copil, tânăr, o carte numită Boli Evitabile. O carte care spunea că, de fapt, la rădăcina multor boli pe care le avem, Stă gândul nostru, stă gândul, gândul cel rău. Și tocmai de aceea e foarte, foarte, foarte important să fim atenți ce gânduri curg prin mintea noastră. Pentru că spun încă o dată, ținta lui Satan este mintea noastră. Ca să înțelegeți mai bine asta, trăim în. Epoca reclamelor. Eu, în data după anii 90, am plecat în Occident. Am plecat în America, am fost acolo la școală. Și mi se părea mie foarte ciudat și mai discutam cu, cu prieteni, cu colegi și am zis, dar ce trebuie reclamă, domnule, ca să cumperi apă? Mi se părea ciudat. Noi nu cumpăram apă niciodată pe vremea aceea. Nu Nu era vorba de cumpărat apă, deschideai robinetul și gata, încheia toată povestea. Ce reclamă trebuie pentru asta? Păi da, eu, așa argumentam eu cu unul dintre colegi. Păi da, eu știu ce-mi trebuie și caut ce-mi trebuie. De ce trebuie să-mi spun asta? Până când am înțeles ce înseamnă reclama. E un bombardament asupra minții tale și vine să-ți spună că dacă ai avea tu lucrul ăla, tăi, ce fericit vei fi tu. Și îți dă în minte, și îți dă în minte și îți spune vei fi așa de fericit dacă ai lucrul ăla până când începi să crezi și zici da, mă, să știi. Ia să bag mâna în buzunar, să număr câți bani am și dacă nu-ți destui, fac credit și fac cumva pentru că mi-a spus ce fericit voi fi. Observați, dragii mei, aceasta este strategia de luptă a satanei. Ținta lui este mintea. Închei punctul acesta zicând o rugăciune care sună așa. Doamne, păzește-ne mintea. Acum, arma lui Satan. Dacă ținta lui este mintea, arma lui este? Ziceți că tot despre asta am vorbit. Minciuna! Minciuna! Pe Eva a mințit-o și a ajuns beata Eva o victimă atât de ușoară și credulă a minciunilor deavolului vă rog să înțelegeți că scopul lui este să înșele. Scopul diavolului nu este altul decât să înșele. Apocalipsa 12 cu 9 spune și balaurul cel mare, șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și vă aduc aminte versetul Ioan 8 cu 44. Uitați-vă la Ioan 8 cu 44. Voi aveți de tată, spunea domnul fariseilor din vremea lui, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Să ne uităm la Eva. Vă aduceți aminte pasajul acela din scriptură: cum a fost înșelată Eva. Dacă nu, eu tot nu vă citesc, citiți acasă. Geneza, capitolul 3, primele 5-6 versete. Vă rog să vă uitați cum a mințit-o deavolul pe Eva. Știți cum a început? Întâi, diavolul ridică îndoieli cu privire la cuvântul Domnului. Știți cum a început diavolul când, când a venit în fața lui Eva? Oare a zis Dumnezeu cu adevărat Dragii mei, când se ridică îndoiala asupra cuvântului lui Dumnezeu, când începem să ne îndoim de ceea ce a zis Dumnezeu, deja am făcut un pas spre păcat. De aceea eu zic, Doamne, ajută-ne să nu ne îndoim niciodată de ce ai zis Tu. Asta face, aruncă îndoiala asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și vine să-ți spună, a, poate nu-i chiar așa, poate ai înțeles tu greșit. A, predicatorul ăsta interpretează prea de tot, ăsta e foarte conservator, ăsta e prea nu știu cum. Dragii mei, vă rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, recunoașteți ori de câte ori, se ridică îndoiala asupra cuvântului lui Dumnezeu în minte, fugi în lături, să zic și eu ca Eminescu, fugi în lături, e satana mai bine stai pe loc și zi, Doamne, lasă sângele Tău să curățească orice gând al meu. Amen. Nu numai că ridică îndoiala, el ridică, în al doilea rând, el ridică necredință cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atenți cum zice el. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și după aceea zice, hotărât că nu veți muri. Hotărât ce sigur pe el. Și aruncă necredința. Adică Dumnezeu a zis, în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit? Și vine diavolul și zice, hotărât că nu veți muri. De la îndoială la necredință și la respingerea cuvântului nu este decât un pas. Necredința față de cuvântul lui Dumnezeu te face să păcătuiești fără grijă, să nu-ți pese tare. Mergem un pas mai departe. Știți ce face? Ridică minciuni. Întâi ridică îndoială, după aia ridică necredință și după aceea ridică minciuni cu privire la Dumnezeu. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, din pomul acela veți fi ca Dumnezeu. Oare? Oare? De unde a scos-o pe asta? Știți ce insinuează diavolul aici în minciuna lui? Vine să spun așa. Păi Dumnezeu nu vrea să ajungeți voi mari și tari. Dumnezeu nu vă vrea binele cu adevărat, de -aia nu vă lasă să mâncați. Dar să vezi ce bine când ei. Să vezi ce grozav este. Și ridică minciuni cu privire la Dumnezeu, ridică minciuni cu privire la păcat și zice, încercați numai, încercați să vedeți ce grozavie. Veți fi ca Dumnezeu. Știți că diavolul însuși a crezut minciuna asta? Diavolul însuși a crezut această minciună. Dacă vă uitați în Isaia, capitolul 14, data trecută am amintit aceste versete, Isaia 14, versetele 12, 13 și 14, ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful mărilor, voi fi ca cel preanalt. El a început să creadă el însuși și a început minciuna asta să o inspire și Evei, veți fi ca cel prea ca Dumnezeu veți fi. Dragii mei, bietul satan și-a dorit să fie ca Dumnezeu. De fapt, în dorința lui arzătoare, s-a dus chiar la Domnul Isus, s-a dus, aminte, la Fiul lui Dumnezeu și a zis, închină-te mie. Asta a vrut, închinare. Închină-te mie și îți dau. Și a venit să o inspire pe Eva cu această minciună. Și mă gândesc la cuvântul din Romani 1 cu 25, compătimind rasa umană. Uitați-vă ce se întâmplă cu oamenii din societatea contemporană. Au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în Amin. Înțelegem noi, dragii mei, că minciunile diavolului au infectat mintea Evei. Și minciunile diavolului infectează mințile oamenilor. Și uitați-vă ce s-a întâmplat. După ce i-a infectat mintea Evei, uitați-vă la ea. Să ne uităm la Eva, cum gândește ea. Uitați-vă. Știți cum începe Eva? Trei lucruri mi-am scris aici despre gândirea stricată de minciună a Evei. În primul rând, a scos ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Fac comparație. Dumnezeu a zis în Geneza 2 cu 16 așa. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină Și Eva când reproduce cuvântul Domnului În Geneza 3 cu 2 zice femeia răspuns șarpelui Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină Dar a scos de acolo ceva După plăcere A scos din ce a zis Dumnezeu Două cuvinte le-a scos afară Observați dumneavoastră ce face mintea mințită de diavolul ajunge să scoată din cuvântul lui Dumnezeu pentru conveniență la sugestia lui Satan scoate din cuvântul lui Dumnezeu. A uitat că Dumnezeu a zis, mâncați după plăcere, simțiți-vă bine în grădină. Și ea n-a putut altceva să vadă decât că Dumnezeu nu o lasă să vadă. Și am remarcat astăzi când mă uitam peste cuvântul acesta, am remarcat un lucru. Ea zice, dar despre pomul din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis. Nu știu dacă era în mijlocul grădinii, nici Dumnezeu n-a zis că era în mijlocul grădinii, dar Eva a fost focusată spre pomul acela, l-a văzut în mijlocul, mijlocul a toate și uitați-vă cum a făcut-o deavolul să creadă. acolo Dumnezeu nu te lasă pentru că Dumnezeu nu-ți vrea binele, pentru că Dumnezeu nu vrea să ajungi ca și el. Și uitați-vă, beata Eva, scoate din cuvânt. După aceea, uitați-vă la Eva, ajunge să adauge la cuvânt. Uitați-vă. La... Așa zice, Eva a zis așa, dar despre pomul din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el. Vă rog să faceți o comparație și să vă uitați Dumnezeu n-a spus niciodată să nu vă atingeți de el. Dar vine Eva mințită de satan și zice, Dumnezeu a zis, nici să nu vă atingeți de el. Știți ce vrea să facă diavolul? Să te facă să crezi că e o adevărată povară să asculți de cuvântul Domnului. Vă rog să citiți psalmul 119, să vedeți că e ca fagurile de miere, dulce cuvântul. Și vine diavolul și te face să crezi că e o povară. Vai ce complicat e! nici să nu te atingi de el. Știți ce e asta, dragii mei? E partea aia legalistă a credinței. Ați auzit de legalism în credință? Bine ar fi să n-auziți, dar mai bine ar fi să nu trăiți niciodată. Pentru că, uitați-vă, satan vrea să pună poveri. Lucruri pe care Dumnezeu nu le-a zis, le spune Domnul Fariseilor altă dată, voi puneți pe umeri altora poveri pe care voi înși vă nu le puteți purta. Și stau oamenii și adaugă la cuvânt lucruri pe care Dumnezeu nu le-a spus ca să facă grea calea Domnului și să zică e complicat, beata Eva. A zis, a uitat că Dumnezeu a zis mâncați după plăcere din toți pomii din grădină. Au uitat acestea, dar a ajutat-o diavolul, a mințit-o diavolul să adauge și să zică nici să nu vă atingeți. Dragii mei, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu-i grea? mi ai soția mea dragă. Credeți că mie mi-e greu să fac ceva dacă soția mea pe care o iubesc îmi cere să fac asta? Dragostea te face să faci cu bucurie! Ei, așa e cuvântul lui Dumnezeu. Faci cu bucurie ce a zis Domnul când îl iubești pe Domnul. Și mai mult decât atât, a scos din cuvântul Domnului, a adăugat la cuvântul Domnului, a răsucit, a schimbat cuvântul Domnului. Fiți atenți cum l-a răsucit. Zice în Geneza 2 cu 17 Dumnezeu, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Și reproduce Eva în Geneza 3 cu 3 așa. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Să știți că e o diferență între ceea ce zice Dumnezeu în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit și ea doar condiționează, s-ar putea să muriți dacă totuși, ca să nu muriți, mai bine nu, ca să nu muriți. Observați dumneavoastră o răsucire a cuvântului care face să nu fie așa de periculosă neascultarea de Dumnezeu. Încearcă să o facă așa mai, mai, se mai poate și dacă n asculți totdeauna de Dumnezeu. Se mai poate un pic dacă mai răsucești un pic lucrurile. Ei bine, dragii mei, Beata Eva a ascultat minciunile diavolului. Mintea ei a fost țintă a diavolului. Minciunile diavolului au pătruns în mintea ei și după aceea, zice Scriptura, s-a uitat la pomul acela, l-a văzut că este bun de mâncat, a văzut că este Plăcut de privit, a văzut că este de dorit, a crezut că deschide cuiva mintea. Eva avea de ales între voia lui Dumnezeu și voia lui Satan. Și voia lui Satan îi se părea ei că gândul ei personal. Frați și surori, Dumnezeu își împlinește planurile pe pământ prin adevăr. Puteți să ziceți toți cuvântul adevăr? adevăr. Prin adevăr își împlinește planurile. Zice, tipul nu ne îngăduie, dacă ne uităm în Ioan la capitolul 16 cu versetul 13, Duhul Sfânt este numit Duhul adevărului care vă va călăuzi în tot adevărul. Când crezi o minciună a lui Satan, diavolul care își conduce lucrurile prin minciună, diavolul te conduce spre păcat. Și nimic nu e mai grav decât să ajungi să fii călăuzit în fiecare zi spre păcat. Dragii mei, astăzi minciunile diavolului te fac să nu înțelegi cine e Satan. Să nu înțelegi că el e înșelătorul. El se dă totdeauna drept altul. În grădină s-a dat drept șarpe, în altă parte se dă înger de lumină. Scriptura, nu ne uităm în... Am notate mai multe trimitere aici. Există creștini falși, există evanghelie falsă și Scriptura ne avertizează asupra acestor lucruri. Creștini falși, evanghelie falsă, predicator falși, neprihănire falsă, biserică falsă, sinagoga satanei, învățătură falsă, cristoși falși ținta lui Satan este mintea, arma lui Satan este minciuna. Scopul lui Satan. Care este scopul lui? Știți ce vrea? Să ignori voia lui Dumnezeu, să o calci. Ăsta e scopul lui, simplu. Când calci cuvântul lui Dumnezeu e mare, bai, știți care e rostul cuvântului? Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Dacă vrem să mergem bine, trebuie să fim călăuziți bine, de adevăr, de cuvântul acesta care e candelă. Dacă nu ai cuvântul, nu poți cunoaște voia lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea Dumnezeu vrea să-i cunoaștem voia. Doamne ajută-ne! De aceea ne-a lăsat cuvântul. Zice în faptele Apostolilor 22 cu 14, El mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui. Dumnezeu ne alege să-i cunoaștem voia, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvintele Lui. Dumnezeu vrea să-i cunoaștem voia, Dumnezeu vrea să-i înțelegem voia. Nu-i destul că o cunoaștem, că sunt oameni care știu să-și citeze din Scriptură, mult, mult pot să-și citeze din Scriptură, dar e important să înțelegi voia Lui Dumnezeu. De aceea trebuie să stăruim asupra Cuvântului. Ca să-l putem înțelege, să putem să stăruim asupra Cuvântului, să cugetăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu și asta ne va ajuta să înțelegem voia lui Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu vrea să facem voia lui, dar nu oricum, ci să o facem cu bucurie. Voia lui Dumnezeu nu e o corvoadă pentru copiii Domnului, ci ea se împlinește cu bucurie. Așa cum. De altfel ne îndeamnă, Apostolul Pavel scrie robilor, zice slujiți nu mai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robe ale lui Hristos, ca niște robe ale lui Hristos care fac din inimă voia lui Dumnezeu în Efesen 6 cu 6. Robii lui Hristos fac din inimă voia lui Dumnezeu. Gândiți-vă la Domnul Isus, care au venit ucenicii la El l-au văzut că stă cu samaritean ca de vorbă și Domnul Iisus vorbește, îi vede că se miră și el zice, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis. Cu alte cuvinte, pentru Domnul, asta era desfătarea lui. Așa cum nouă ne plac mâncărurile și gustă bine și plăcere de gust, pentru Domnul, el spune, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Uh. Lumea și pofta ei trece. Dar cel ce face voia Domnului, cine știe, rămâne în viață. Dragi mei, tocmai de aceea e important să înțelegem: Ținta lui Satan e mintea noastră, arma lui Satan este minciuna. Scopul lui Satan este să ne facă să călcăm voia Domnului, să o ignorăm, să nu o băgăm în seamă. Apărarea noastră. Sabie zice în scriptură, nu? Apărarea noastră este Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și acum, în încheiere, vreau să vă spun, ca să ne putem apăra mintea, trebuie să cunoaștem Cuvântul. Ia gândiți-vă, dumneavoastră, nu vi se pare interesant? Domnul Isus Hristos a venit satana la el când era în pustie. Știți că Domnul Isus e Dumnezeu adevărat, conform crezului creștin. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Este exact ca și Dumnezeu Tatăl, aceeași natură ca și Dumnezeu Tatăl. Vă întreb eu pe voi, are Domnul putere cu un cuvânt să nimicească ceva? Are. A venit satana la el, flămând Domnul Iisus și a venit să-L ispitească. Ar fi putut domnul să-și folosească puterea și să zică, na, Satană, lasă-te pune eu la punct. Direct în infern sau altceva. Dar n-a folosit domnul altă armă decât asta. De ce? Pentru că domnul a vrut să ne învețe ceva pe noi. Să înțelegem că arma asta este și la dispoziția noastră. Exact arma pe care a folosit-o Domnul Isus Hristos, putem să o folosim și noi, dar pentru aceasta trebuie să cunoaștem cuvântul Haideți că vreau să vă responsabilizez în seara asta Vă rog să repetați asta așa frumos Trebuie să cunoaștem cuvântul, să cunoaștem cuvântul. Fiți atenți că singuri v-ați predicat Trebuie să cunoaștem cuvântul Și încă ceva Acum eu sunt la vârsta asta când uh, Memoria e mai tocită decât la cei tineri Dar lăsați-mă să vă spun ceva Memorarea cuvântului e mare binecuvântare. În pustiu Domnul n-a fost cu concordanța la el, știți? Acolo în pustie când a venit Satan la el, Domnul n-a fost cu concordanța. Ia să văd sau cu Google-ul să vedem unde zice asta. Nu, ci Domnul a citat din memorie cuvânt, ca noi să învățăm cât de important este să memorăm cuvântul lui Dumnezeu. Strâng cuvântul tău în inima mea. Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Frații mei, trebuie să cunoaștem Cuvântul, trebuie să memorăm Cuvântul, trebuie să medităm asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Și, atenție, ca să fim practici, trebuie să folosim Cuvântul. În situații specifice, să stăm și să folosim Cuvântul potrivit pentru situații specifice. Și vreau să vă spun că dacă învățăm cuvântul, dacă memorăm cuvântul, știți că Duhul Sfânt ne va aduce aminte la vremea potrivită ceea ce am pus noi aici din cuvânt? Duhul Sfânt va veni și ne va aduce aminte. Închei cu câteva întrebări. Ai porție zilnică din cuvânt? Proiectul. Cum îi zice? Proiectul împreună. Dragii mei, porție zilnică din cuvânt, Doamne ajută-ne! Cauți tu să memorezi cuvântul? Doamne ajută-ne! Câteodată de ea mai citim aici în biserică, mai citim cuvântul, că se mai lipește de noi. Gândești tu biblic față de deciziile vieții? Te mai întreb ceva. Ești tu gata să depistezi minciunile diavolului care vin în mintea ta, ca și în mintea mea și ca și în mintea oricui? Ești gata să depistezi, să discerni minciunile diavolului? Ia gândește-te, acum în perioada asta prin care trecem, există ceva minciune ale diavolului care joacă prin mintea ta? Ia gândește-te la asta. Există ceva minciunele ale diavolului care joacă acolo? Minciunile diavolului te îndeamnă să nu crezi cuvântul, să te îndoiești de cuvânt și apoi să te îndemne să faci anumite lucruri, că și așa, zice diavolul, au făcut și al. Și ai mai făcut și tu și nu s-a întâmplat nimic, mai fă odată. Gândește-te de sunt astfel de lucruri. E diavolul care vrea să te ducă la pierzare. Să mai pun o întrebare. Am zis că arma lui satan e minciuna. Cine seamănă cu el, folosește și el aceeași armă. Să vă gândiți la asta, dragii mei. De ce credeți că Scriptura zice nu vă mințiți unii pe alții? Știți de ce zice? Ca să nu semănăm. Să nu fim ca fariseei a cărora Domnul le-a zis voi aveți de tată pe diavolul. Să rostim adevărul și să trăim adevărul.